Fece Argeș, Fece Argeș. Vulturilor, bine v-am găsit! Mă bucur să fiu azi aici între voi și să vă văd într-un număr atât de mare. Îmi dă speranțe când văd atâția argeșeni că sunt aici printre noi, la acest eveniment dedicat aniversării de pe 6 august, aniversare de 71 de ani de când Fece Argeș este o echipă care face spectacol și scrie istorie în fotbalul românesc. Mă numesc Alexandru Fieraru, seara asta o să fiu prezentatorul acestui eveniment, am mari emoții, îmi cer scuze încă de pe acum. Și eu fac parte din echipa de comunicare. Noi suntem oamenii care încearcă să vă aducă cât mai aproape de echipă și să vă ofere informații care să vă ajute în fiecare zi să fiți alături de Fece Argeș. Mă uit aici și văd foarte mulți copii, ceea ce e important pentru că voi, cei mici de aici, o să vă bucurați de Fece Argeș și o să vedeți poate din nou titluri la Pitești. De fapt, nu poate, ci sigur o să vedeți din nou titluri la Pitești. Și totodată mă bucur că văd și toată echipa prezentă, mă bucur că văd și foste mari glorii ale clubului nostru. Și acest mix de noua generație, vechea generație, actuala generație de jucători, de suporteri, de antrenori, mă face să-mi dau seama că există unitate și, cel mai important, că arătăm ca o familie. Familia Fece Argeș. Înainte de a începe evenimentul, aș dori să ținem un moment de reculegere pentru toți vulturii alb-violeți, și din tribune și din teren, care au scris istorie pentru clubul argeșan și care în acest moment, din păcate, nu mai sunt printre noi. Să vă rog să ținem un minut de reculegere. Haideți să aplaudăm, să ne audă până acolo sus în cerul. Și pentru că pe 6 august, cum v-am spus, împlinim 71 de ani de existență, o să vreau să-i dau cuvântul reputatului istoric Sebastian Tudor pentru a ne vorbi puțin despre ceea ce înseamnă Fece Argeș și despre ceea ce a reușit să facă Fece Argeș în fotbalul românesc. Și îl invit pe scenă cu această ocazie. Bună ziua! Bine ați venit la această mare sărbătoare a familiei Fece Argeș. Pentru că încep cu acest lucru, Fece Argeș a însemnat familie, în primul rând, o familie piteșteană și argeșană care a dus mai departe legendele și istoria acestui loc. Și ca orice echipă, ea nu s-a născut pe un teren arid, n-a venit din ea. Aș vrea să vă spun că încă din 1921 în Pitești exista echipa Săgeata, iar predecesoara ei este echipa Sporting Club Pitești, înființată în 1925, care a stat în divizia B până în 1954. Deci iată aceste două echipe care au fost înainte și deci înseamnă istoria Fece Argeș. Fece Argeș s-a născut în 1953, deci acum 71 de ani, s-a născut ca o dorință a piteștenilor de a pătrunde mai departe, mai sus, pentru că echipa Sporting n-a reușit decât să ajungă în divizia B. Ea a reușit însă mai departe și, după cum știm, a câștigat de două ori titlurile de campion ale țării, în 1972 și în 1979, reușind prin forța locală să învingă marile puteri care existau pe vremea aceea, Steaua, Dinamo și mai puțin Rapid. Acest Fece Argeș a demonstrat tuturor că prin muncă, prin voință, prin perseverență, prin prietenie și prin pregătire să învingă toate vicisitudinile vremilor de atunci. Am mai avut Fece Argeș un mare atu.
a fost acest geniu Nicolae Dobrin, care i-a propulsat pe cele mai înalte cumi în Rocpia. De asemenea, am avut și alți jucători, dintre care n-aș aminti acum decât două legende. Este vorba de Radu 1, Constantin Radu 1, Burtilă, cum ziceau părinții voștri, bunicii voștri, și Bebe Barbu. Acești trei jucători sunt emblema FC Argeșului de altă dată. Iată de ce cei tineri ar trebui să cunoască istoria, pentru că pe aici au trecut echipe mari. Cine se mai poate mândri astăzi că Real Madrid, multipla câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, a fost învinsă la Pitești cu 2-1? Cine se mai poate mândri că a învins Valencia cu Marle Kempes tot cu 2-1? Am mai învins și am eliminat Sevilla, Leixões, Porto, Fenerbahçe, AEK Atena, Panathinaikos Atena, echipe foarte mari în fotbalul internațional. De asemenea, acum 45 de ani, în 1979, aici la Pitești a venit deținătoarea Cupei Campionilor Europeni și a Cupei Intercontinentale, echipa engleză Nottingham Forest. A fost într-o zi de 7 noiembrie, în care stadionul din Pitești nu că a devenit neîncăpător, dar a devenit ultra neîncăpător, ca să spun așa, peste 25.000 de spectatori, luând loc sau în picioare, pe unde au putut să vadă această echipă mare. Ce aș putea să vă mai spun? Că primul meci internațional de fotbal la Pitești s-a desfășurat totuși la 22 august 1937, când echipa de care v-am spus, Sporting Club Pitești, a învins echipa din Ruse cu 2-1. Deci atunci a început această intrare a fotbalului piteștean în arena europeană. Să ne bucurăm pentru aceste lucruri pe care FC Argeș le-a scris și n-aș vrea decât să vă mai rețin, să vă spun că în clasamentul echipelor care au jucat în divizia A sau în Liga, Superliga, cum se numește acum, FC Argeș ocupă locul al 7-lea din 1946, de când s-a desfășurat divizia A. Deci, iată de ce jucătorii de astăzi ar trebui să înțeleagă ceea ce a fost odinioară, să ducă mai departe această istorie. Vă doresc mult succes cu prilejul celui de-a 71 aniversări a FC Argeș. Și din partea noastră aveți abonamentul pentru acest sezon, pentru că știm că veniți la toate meciurile Argeșului. Și pentru că atunci când spui FC Argeș, automat gândul ți se duce la Nicolae Dobrin, o invităm în scenă pe doamna Gica Dobrin. Mulțumesc și vă iubesc din suflet!
despre istorie și acum să trecem și la prezent, pentru că întotdeauna prezentul e foarte important. Și o să încep prin a-i prezenta și a invita pe scenă alături de mine pe nou veniți din acest sezon. Pe cei pe care îi cunoașteți mai puțin, dar care cu siguranță o să ne aducă multă bucurie. Ordine aleatorie, deci să nu se supere pe mine. Îl invit pe scenă pe Denis Oncescu. El este unul dintre portarii Argeșului, sperăm să nu primească goluri sau cât mai puține. Vă salut, vă mulțumim că ați venit și să ne îndeplinim obiectivul. Următorul este Costin Ghiocel. Venit de la Galați ca să aducă încă o promovare la Pitești. Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare și pot să-mi fac o singură promisiune. Vom face totul pentru a aduce Argeșul acolo unde este locul. Luăm acum și un jucător străin, luăm pe Guilherme Garotti. Bine, el deja e acomodat la, în județul Argeș. Benvido, Guilherme. Salut tuturor! Mi-e bucurie, mi-e bucurat mult să vin înapoi la Pitești și aștept să facem un sezon frumoasă și promovăm 100%. S-a întors acasă după 10 ani, cred că știm toți că e vorba de Marius Briceac. Bună ziua! Mă bucur că am revenit acasă. Vă mulțumim că ați venit în număr cât mai mare și haide Argeșul! Probabil în această campanie de transferuri a avut cea mai inedită prezentare din tot fotbalul românesc. Takayuki Seto, vine și el pe scenă. Bună ziua! Mă bucur că sunt aici. Avem nevoie de susținerea voastră. Împreună putem să facem treaba foarte bună și sper să îndeplinim obiectiv. Hai, Argeș! Acum, următorul, cred că e primul pe care l-am prezentat în această campanie de transferuri, Kevin Ducure. Hello guys, I'm happy to be here. I hope we will enjoy together with too much victory. Hi, Ajax. Are un nume foarte greu, un nume cu încărcătură, deja îl văd că zâmbește, Marco Dică. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți în număr așa mare și vă așteptăm la fiecare meci la FC Argeș. Hai FC Argeș! La FC Argeș întotdeauna bănățenii au avut succes, cred că e de la culori că sunt aceleași, așa că Raula Ilenei, hai pe scenă! Vă salut pe toți, mă bucur să îmbrac acest tricou și sper să facem o figură frumoasă în acest sezon. E întotdeauna calm și are execuțiile la el. Vlad Morar, hai că deja te-am văzut zâmbind. Mulțumim că sunteți în număr așa de mare și sper să fiți alături de noi la meciul, pentru că doar împreună putem să ne atingem obiectivul la finalul sezonului. Hai Argeșul! Revenim și la un tânăr de perspectivă venit de la București, a debutat de vreme în Superliga, Andrei Dima.
Bună ziua, vă mulțumim că ați venit cu toții și abia aștept să facem marge și unde este locul, adică în Superliga. Mereu când îmi scriu o face destul de spectaculos, eu l-am văzut și în Slovenia și nu toate le-am postat pe social media. Are câteva foarfeci foarte, foarte frumoase. Robert Moldoveanu. Bună ziua! Mă bucur că am venit la FC Argeș și împreună cu voi o să ne atingem toate obiectivele. Forța Argeș! Și probabil cel mai greu de pronunțat, pentru că nu știu exact cum se pronunță acea literă specială. Îl cheamă Emanuel Groner, sper că am pronunțat bine. E venit din Norvegia și a fost probabil cea mai bună ghicitoare la prezentarea lui. Hello, I'm very happy to be here, and I didn't expect so many people to be here for this show, how big this club is. Forza Argeș. Și acum ei sunt cei nou veniți, dar nu trebuie să uităm și pe vulturii care deja erau parte din echipă și care ne sunt alături și îi vedem pe aici. Și o să-i număr pe toți și vreau aplauze așa în continuu. Cătălin Straton, Florin Borța, Mario Tudose, Esteban Orozco, Ionuț Rădescu, Alex Dinoci, Petrișor Petrescu, Mario Mitor, Patrick Dulcea, Ianis Pârvu, Andrei Stoica, Valentin Buhăceanu, Andrei Șerban și ultimul, dar nu cel din urmă, capitanul Andrei Topă! Bună ziua, în primul rând. Vreau să vă mulțumesc personal pentru toți acești ani care ne-ați fost alături. Vreau să vă spun că de acum va fi un nou început împreună cu conducerea, cu antrenorul echipei. Vreau să vă spun că vom face tot ce depinde de noi pentru că Argeșul merită să fie sus, cum a fost tot timpul. Și vreau să vă spun că eu, în numele echipei, voi face tot ce depinde de mine ca băieții și staff-ul și toată lumea să creăm un grup unit, pentru că numai așa, împreună și cu dumneavoastră, putem ajunge sus. Haide, Argeș, și dumneavoastră! Pe ei vedem în teren, dar trebuie să știm că e foarte multă muncă în spate și avem un staff tehnic minunat. Și o să încep cu unul dintre secunzi, cu George Cotigă. Cel de-al doilea, Viorel Tănase. Antrenorul nostru cu portarii, Ionuț Boșneac. Preparatorul fizic, domnul Dan Didiță. Și bineînțeles, antrenorul principal. Îl lăsăm să vină și îi strigăm toți numele, îi zic prenumele și... Nicolae! Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit astăzi de aici, la prezentarea lotului, la prezentarea noilor jucători. Mă bucur mult că văd aici oamenii care au făcut performanță pentru FC Argeș. Și aici mă refer acolo, în partea dreaptă, generația 71, 72, 79, 80, acolo, sfârșitul anilor 80. Văd acum până Aradu cum zâmbește. Generația care ne-a făcut să ținem cu FC Argeș și să iubim acest club. Le mulțumim că au făcut performanță pentru FC Argeș. Îmi doresc ca suporterii, cei care sunt aici și cei care iubiți clubul FC Argeș, să veniți la meciuri, să ne încurajați. Avem nevoie de acest lucru. Pentru mine este o mândrie că am ajuns să antrenez acest club, că am jucat la acest club, că am făcut performanță pentru acest club, unde am jucat, am reprezentat Piteștiul cu brio pe FC Argeș. Și de asta îmi doresc ca suporterii să fie alături de echipă, pentru că această echipă pe care o vedeți în spatele meu, cu jucători tineri și cu jucători cu experiență, de 6 săptămâni muncesc, zi de zi, cu drag, vin la antrenament și
vrem să ne îndeplinim obiectivul acela de a duce echipa în prima ligă. Că va fi în primul an, că va fi în al doilea an, vom vedea. Dar important este că noi avem un obiectiv de îndeplinit, acela de a merge în prima ligă. Și prima ligă merge împreună cu voi, cu suporterii. Vă mulțumesc că ați venit aici în această zi. Hai să cheamte! Și pentru că v-am spus, în Slovenia am văzut foarte mulți oameni, acum avem un moment în care galeria cântă și o să vreau să invit și oamenii pe care chiar nu-i vedeți decât foarte rar, pentru că ei nu stau în fața camerelor, dar fac o muncă minunată. Doctorul nostru, Dragoș Șerb, kinoterapeutul nostru, Ionuț Cristache, Menu Valentin și Fabian Păsărică, masiorii echipei, și magazionerul nostru, Sorin Roșu. Sunt oamenii care zi de zi lucrează alături de acești băieți pentru a ne îndeplini obiectivele și merită o rundă mare de aplauze și ei. Hai de argeșuri, luptă pentru noi și mereu de bombe.
Și acum, după ce i-am prezentat pe toți, am ascultat imnul, ne-am bucurat împreună, trebuie să ne gândim că toată această reconstrucție care a început și care se vede prin toată munca depusă în spate, prin antrenamente, prin meciurile de pregătire, prin ce o să însemne și acest nou sezon, înseamnă o piatră de temelie în fundația a ceea ce construiește FC Argeș și acum și în viitor o să se vadă și pe noul stadion. Și pentru asta un rol important îl are și președintele clubului nostru, Dani Coman, care merită o rundă mare de aplauze acum. Cu toți alături de noi. Mă bucur foarte mult să vă revăd după mulți ani. Mă bucur că sunt în continuare alături de acești băieți minunați. Împreună sunt convins că vom realiza obiective mărețe. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră pe parcursul unui joc sau al unui campionat. Băieții au nevoie de susținere, iar eu sunt convins că ei vor face tot ceea ce depinde de ei pentru a realiza obiective importante la FC Argeș. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept la fiecare meci să ne susțineți. Hai FC Argeș! Și acum fostele glorii vor primi abonamentele pentru acest sezon din partea jucătorilor noștri, să fie așa o trecere de la o generație la alta. Iar jucătorii care nu vor împărți abonamente sunt liberi să vă dea autografe și să faceți poze cu ei. Vă mulțumesc pentru prezență! Marius Radu, Stelian Badea, Dan Ionașcu, Marin Radu, Aurel Ancuța, Bogdan Meilescu. Și dacă mai sunt și alți foști fotbaliști și Vasile Stan și mai mulți pe care noi am menționat, toate abonamentele dedicate dumneavoastră sunt aici lângă stand în față și le veți regăsi pentru a le ridica. În încheiere le mulțumim partenerilor de la Argeș Mall pentru acest eveniment foarte frumos care a arătat că suntem o mare familie. Hai FC Argeș!